Bună ziua! Sunt Ioan Tăbărță și vă salut la Euroatlantica, emisiune realizată de către Vocea Basarabiei și Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova. Astăzi vom discuta despre ingerințele Federației Ruse în procesele politice și electorale din Republica Moldova. De asemenea, vom discuta și despre principalele evenimente internaționale la moment. Invitatul emisiunii este doamna Angela Kolatsky, doctor, conferențiar universitar la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice Administrative a Universității de Stat din Moldova. Doamna Kolatsky, bună ziua! Bună ziua! Și bine ați venit la Euroatlantica! Da, vă mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație! Doamna Kolatsky, vreau să discutăm puțin despre procesul politic electoral din Republica Moldova. Suntem în plină campanie. Vocea Basarabiei nu reflectează desfășurarea campaniei, însă asta nu înseamnă că noi nu putem să discutăm despre anumite procese politice legate de această campanie. Vom încerca la maxim să nu pronunțăm nume, să nu fim interpretați că cumva nimerim sub incidențele codului audiovizualului sau ceea ce avem noi de la Comisia Electorală Centrală, dar aș vrea să începem discuția că în ultima perioadă depistăm tot mai multe acțiuni ale Federației Ruse în Republica Moldova. Practic zilnic auzim de anumite rețineri, percheziții, ridicare de sume de bani, și în toate aceste acțiuni sunt implicați cei de la grupul Șor. Și totodată ne dăm seama că în spatele acestor acțiuni stă Federația Rusă. Ce se întâmplă? Într-adevăr, este atât de mult interesat Federația Rusă să influențeze procesul electoral din Republica Moldova? Da, bineînțeles. Deci răspunsul simplu este... Poate, întrebarea este banală, dar mulți nu cred. Dar vedeți care e chestia? Eu mai mult ca atât... Am să ne stric dispoziția. Da, în 10 octombrie sunt alegerile prezidențiale, dar miza cea mare sunt alegerile parlamentare. 20 octombrie, pardon. Am zis 10, da. Deci asta e 10, mai sunt 10 zile, 20, da, aveți perfect dreptate. Deci, miza sunt alegerile parlamentare. Acum se testează cele mai eficiente modalități de a interveni pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să vă zic că Rusia de aici nicăieri n-a plecat în ceea ce privește încercarea de a influența, a determina cu diferite elemente de război hibrid toată perioada asta, perioada independenței Republicii Moldova, cu un grad mai înalt, mai redus de ingerință, dar ea întotdeauna a fost. Ea a fost. Și, din păcate, sunt nevoit să constatez că nu întotdeauna chiar și acea guvernanță care nu doar formal stătea pe poziții de integrare europeană, dar pentru că dublele standarde erau la o serie de guverne precedente. Declarate pro-europene, dar acțiunea lor numai pro-europene nu au fost. Aveți perfectă dreptate. Deci sunt și cei care acum se bat cu pumnul în piept, că ei sunt primii care au propus integrare europeană. Da, și sunt acele formațiuni în timpul guvernării căreia susținerea vectorului pro-european, vă aduceți aminte, anul 2007 avea cel mai înalt procent de susținere, se ajungea până la 73-75%. Da, sub 80%. Deci era o susținere foarte înaltă. Dar, din păcate, deci una zicem, alta facem și iată, dar revin la ideea inițială. Și mă doare mai mult faptul că guvernările astea care sunt într-adevăr pro-europene și au făcut foarte mult pentru procesul ăsta ca să ajungem la etapa negocierilor pentru aderare la Uniunea Europeană. Deci, în ceea ce privește
contracararea ingerințelor Federației Ruse, aici, din păcate, se acționează, la părerea mea, prea lent, cu pași mărunți și se pierde din inițiativă. Dar poate, ați vă întrerupt puțin, dar poate asistăm la ceva fără precedent. Da, sunt perfect de acord cu dumneavoastră că Federația Rusă tot timpul a încercat să aibă un anumit control asupra deciziilor politice din Republica Moldova. Uneori era mai ușor de făcut acest lucru pentru că la guvernare erau politicieni pro-ruși sau orientați pe Federația Rusă. Acum s-au ridicat mizile jocului. Este clar că actuala guvernare, noi putem să spunem multe despre această guvernare, cât de competent a fost, cât de inspirat în anumite reforme. Însă nu putem, și tot dumneavoastră ați menționat, că noi am avut guvernări declarate pro-europene. Această guvernare chiar are o anumită voință politică pro-europeană și Federația Rusă înțelege acest joc. Și de aici aceste interferențe, într-adevăr, obraznice, fără a se mai ascunde. Narativele care se falsifică sunt promovate deschis. Este suficient să ascultăm pe doamna Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Ai impresia că, ascultând-o pe dumneavoastră, că o trăiesc într-un alt stat. Republica. Da, cu doamna Zaharova... Pur și simplu, ca să-mi termin gândul. Federația Rusă a ridicat mizele jocului, sau mizele sunt alte, și a început să acționeze mai impertinent, mai obraznic, mai direct, și nu poate în autorități nu au instrumentele necesare. N-aș zice că instrumentele sunt. Este nevoie de o concentrare și de dorință de a o face. Acele instrumente care lipseau au fost adoptate, respectivele modificări în legislație, au apărut structuri care urmăresc, dar în ceea ce privește acțiunea organelor de drept, deci aici se cere o implicare mai rapidă, mai promptă, pe de o parte, pe de altă parte și verificarea celor lucru care a fost făcut. Eu mă refer, spre exemplu, uitați-vă, eu îmi pun întrebarea și cred că și dumneavoastră vă puneți, cum de așa se întâmplă că Sputnik Moldova, cum era în clădirea... Deci, da, el și-a schimbat în spațiu virtual IP adresele... Da, o literă, două... Ceva acolo. Dar fizic... Ei, cum se aflau în clădirea Canford, da. Ei continuă mai departe, acolo spie. Și revendează un etaj întreg, dacă nu mă greșesc. Și eu nu am răspuns la întrebarea asta. Uitați-vă în chioșcurile de presă. S-au închis anumite televiziuni afiliate grupului Șor și am văzut cum imediat a reacționat opoziția, spunând că, de fapt, dictatură, se închid televiziuni, acest lucru nu a fost nici în timpul lui Plahotniuc și așa mai departe. Totuși, este complicat, știți, pe undeva să contracarez aceste narrative informaționale, propagandistice. Pe de altă parte, trebuie să menții echilibru, ceea ce este unul dintre drepturile fundamentale ale democrației, dreptul la libera exprimare și pluralismul. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră și uitați-vă, pe cât de cinic și murdar sunt utilizate aceste drepturi fundamentale ale omului, de aceste grupări obscure. Deci noi trebuie să limităm minciuna de dreptul la libera exprimare. Deci noi avem dreptul să ne exprimăm liber despre lucruri obiective și ceea ce există în realitate. Dar dacă masiv se vine cu informație mincinoasă, ea trebuie să fie contracarată, pentru că astfel este pus sub pericol securitatea statului Republica Moldova. Pe urmă, înțelegeți, ingerința Federației Rusia nu vine doar prin briefingurile de presă a doamnei Zaharov de la Ministerul de Externe sau prin niște filmulețe propagandistice.
ea este mult mai subtilă. Ea este permanent, de aceea și-am zis că nicăieri nu s-a plecat. La fel, eu mă întreb, ce face Consiliul Audiovizualului? Noi, la mulți operatori, niște care oferă servicii televizate prin cablu, avem o sumedenie de canale rusești care emit, arată filme, seriale, emisiuni de divertisment. Și dumneavoastră știți că publicitatea acolo e cea din Federația Rusă. Aici, pe teritoriul Republicii Moldova. Uneori m-am mai uit și eu din interes, nu că neapărat aș fi un urmăritor fidel acestor posturi de televiziune. Dar noi trebuie să le privim, ca să vedem ce se face, care e temperatura. Exact, cum urmăresc și emisiunile televiziunilor din regiunea Transnistreană, desigur, intrând online și urmărind. Bine, regiunea Transnistreană, noi constituțional nu... Exact, dar până la urmă, noi dacă vrem să reintegrăm un spațiu cumva deviem de la trebuie temă. Trebuie să știm cum se gândește acolo, la urmă urme. Și narativele în aceste spații informaționale, ele pregătesc terenul ca cetățenii noștri. De ce îi privesc? În Rusia totul e bine. Da, există acolo niște operațiuni militare. Absolut. Fasciști din Ucraina. Dar, da, ia uitați-vă, la ei totul e normal. Ei în filme binele întotdeauna biruie răul. Deci polițiștii ruși sunt extraordinari. Ia uitați-vă ce publicitate acolo la ei. Deci asta înseamnă că în societatea asta totul e bine, mersi. Tot e așa ca și în Europa. De ce? Dar noi trebuie să ne punem semne de întrebare. Iată, lucrurile astea sunt foarte periculoase. Sunt aceste lucruri periculoase și, din păcate, Republica Moldova este un sol fertil pentru propaganda rusă. Și Federația Rusă are acum mai multe instrumente. Noi zilnic vedem că acum au fost, sau practic zilnic, au fost ridicați sau organele noastre au prezentat dovezi, organele de anchetă, că există posibilitatea cu 130.000 de concetățeni de ai noștri să fie mituiți. Este o cifră enormă. În mod evident, procesul electoral din Republica Moldova este influențat. Dacă ne uităm la rata de participare a ultimor scrutini, asta ar prezenta aproximativ 10% din cei votează. Da, din cei care votează și sumele, deși, iată, ieri a apărut o informație că tot mecanismul ăsta, că m-au apărut niște informații că sumele care erau depozitate pe niște carduri a unei bănci rusești, ăsta, de fapt, erau linii de creditare și cei care li s-au deschis aceste carduri, acum primesc SMS-uri că dacă nu vor introduce o sumă acolo oricare, deci vor fi penalizați. Deci pe numele, da, este un bancă din Federația Rusă, Prim Sviaz Bank. Da, da, și da. Noi putem vorbim de această rețea Shor, care este o rețea foarte instituționalizată când era partidul Shor, prin magazine, farmacii, dar când îți deschide un magazin de este social, ca să poți cumpăra, ei au baza ta, ei fac o bază de date unde au datele tale personale, au copii la buletini, la documente și liber puteau pe numele tău să ia niște credite din Federația Rusă. Și acești oameni care au primit acești bani, de fapt, s-au pomenit că ei au luat un credit acolo și trebuie să întoarcă acest credit. Și acești bani nu sunt chiar atât de gratis. Până la urmă, Shor nu are atâția bani cât cheltuie. Dar chestia este cu dumneavoastră, le înțelegem. Dar omul ăsta de rând, deci care se află în această bulă informațională, care îi creează impresia că binele este doar de la răsărit, dar tot răul pe lume vine din vest, deci el lui se va zice că nu trageți atenție la SMS-urile. Dar revenim după o scurtă pauză. Da. Discutăm după asta. Am revenit în platoul emisiunii.
Doamna Colațchi, înainte de pauză vorbeam despre acea bulă informațională în care trăiești sau trăiesc mulți din cetățenii noștri și, din păcate, anume pe categoriile, practic putem să spunem, social vulnerabile sau cele mai sărace, se axează cei de la șor când organizează aceste acțiuni de pseudoproteste, când cumpără aceste voturi, pentru că unele din persoane, chiar am văzut anumite materiale de investigație când erau acele mișcări stradale de la finele anului 2022, începutul anului 2023, întrebau, da, de ce vă duceți? Păi am rata la credit la bancă și mă duc și... Da, și... da, între posibilitatea să faci banii cinstit, adică trebuie să depui anumit efort și să stai, să creezi impresia că faci istorie, pentru că lor se zice, da, voi acum protestați pentru un guvern care nu este tocmai cel mai bun, deci iată, cu această impresie că crește ponderea, ai niște imagini pozitive despre tine, despre viața ta și despre... Da, crește importanța. Da. Și atunci, da, între a nu face și a face, a se chinui, a mânca pâinea cu sarea strobită, cu sarea sudorii, deci clar că se alege aceasta, pentru că marea majoritate, deci formațiunile de așa gen, a radicalismul ăsta, deci el și ușor și toate terticulele astea care apar de la organizația respectivă, sub diferite denumiri, dar este aceeași structură. Deci că balaurul acela care e tăiat un capăt și da, e și da, trezut un trei. Loc, da, deci progresie geometrică. Deci ei mizează pe aceste pături, dumneavoastră le-ați numit socialmente vulnerabile, deci ei sunt marginali, deci ei nu au loc permanent de muncă, ei au un mod nesănătos de viață și evident... Și chiar nivelul de instruire nu este cel mai elevat. Da, deci tocmai asta e și evident că ei foarte bine parcursul acestor ani și au creat această bază, plus în societatea noastră cultura digitală este joasă. Deci da, noi toți avem telefoane de astea mai, dar nu prin asta consideră cultura digitală. Deci și cultura juridică trebuie, sunt niște lucruri elementare. Nu oferi datele tale, IDN-ul, datele personale structurilor neoficiale. Fiți foarte atenți cu chestia asta. Din păcate, oamenii sunt foarte creduli și atât se întâmplă ce se întâmplă. Sunt foarte creduli și șor, pur și simplu, îi folosește. Pentru că eu nu m-aș mira să fie adevărat acea știre că pe numele lor s-a luat anumite credite. Pentru că, în mod evident, șor nu are atâția bani. Și dacă ar fi avut, nu i-ar fi cheltuit. Da, dar uitați-vă, domn Tăbărți, dar cu ce ocazie, de ce șor din statul Israel, peste un timp oricare, deci la început el conducea, el administra toată afacerea asta fiind în Israel și când se apropie deja, ne apropiem de apogeile astea proceselor politice, mă refer la alegeri prezidențiale, vin alegerile parlamentare, repet, își schimbă reședința. Nu, da, este și factorul ăsta legat de faptul că putea să primească informații că poate fi totuși extradat, situația din Orientul Mijlociu și toate și astea, dar fiind în Rusia, de acolo el își poate extinde activitatea. Da, el din Rusia va acționa mai ușor, pentru că ușor în momentul dat este cel mai vizibil instrument al Federației Ruse în Republica Moldova și el trebuie să livreze. Eu sunt sigur că el a făcut anumite promisiuni rușilor, el trebuie să livreze
și de ce folosește diferite scheme. El este specialist în tot ce înseamnă afaceri bancare, sau mai degrabă spus, mișmașuri bancare. A fost participant activ la furtul miliardului. Dacă fratele un miliard din sistemul bancar din Republica Moldova, care este pentru el să iei niște credite din băncile rusești pentru... Și a fost condamnat tocmai pentru asta. Și a fost condamnat. Tocmai pentru asta a fost condamnat și din păcate nu-și ispășește pedeapsa. Acest lucru statul Republica Moldova n-a reușit. Dar vreau să vă întreb, cum credeți, cât de mult toate aceste ingerințe ale Federației Rusie vor influența procesul politic sau procesul electoral? Sau care va fi impactul asupra alegerilor? Noi știm foarte bine că unul dintre principiile fundamentale ale alegerilor, ca să le numim democratice, ele trebuie să nu fie influențate. În modul dat, clar, se încearcă de a influența aceste alegeri și a distorsiona adevăratul vot. Deci să numim lucrurile pe nume. De influențat, da, prin explicare, deci lucruri pe care îl fac mult candidați pro-europeni. Deci, fără manipulări și fără cumpărări. Dar aici, dacă e vorba despre fenomenul ușor, aici este utilizarea mecanismelor care fac parte din arsenalul activităților ilegale. Ultimul timp, și asta este o problemă, nu doar a Republicii Moldova, dar multe state ultimul timp au pierdut din experiența asta de contracarare a organizațiilor ilegale. Pentru că statele s-au dezvoltat, democrația s-a dezvoltat, deci totul e transparent. Tehnologiile s-au dezvoltat. Tehnologii, da. Deci, iată aici, și în privința asta, iată aceste piramide pe care le creează ușor, activitățile în ilegalitate. Deci aici trebuie respectiv și statul Republica Moldova trebuie să reacționeze. Plus că șor, ca fenomen, evident, are la dispoziție acum acele instrumente care le oferă statul Federației Rusă. Da, e greu, dar trebuie de luptat. Trebuie permanent de încercat, de explicat oamenilor, trebuie de intervenit, trebuie de verificat în ce măsură deciziile anterioare sunt realizate sau nu. Să ne punem întrebarea, deci cum de așa, iată, închisă KPA în Moldova, poftim, ea este, se comercializează în chioșcurile de presă. Sputnik Moldova ceva acolo a fost, el bine mersi, lucrează. Și multe, multe alte lucruri. Iată, despre asta zic, aici e statul. Da, nu. Capacitățile statului sunt foarte importante de a contracara, desigur, tehnologiile, modalitățile, mijloacele se diversifică, devin mult mai sofisticate. Trebuie să totuși facem remarca că în toamna anului 2022, iar în anul 2023, când clar s-a încercat de a destabiliza situația social-politică din Republica Moldova, de a provoca căderea guvernului prin acele așa numite proteste stradale, ne aducem aminte, problemele energetice, inflația, autoritățile noastre totuși atunci au rezistat. Au rezistat, dar acum miza devine din ce în ce tot mai mare și mai mare. Haideți să nu uităm de situația geopolitică. Să ai tu la dispoziție un stat în spatele frontului, eu mă refer la Federația Rusă și războiul cu Ucraina, cu o conducere docilă, păi asta e, la asta poți doar să dorești permanent și lucrul ăsta, și anume acest lucru și se încearcă. Pe de o parte, deci, crearea condițiilor
pentru instaurarea unui guvern docil Federației Ruse, demonstrarea pe cât e de atractiv așa numitul Ruski Mir și astfel nu putem exclude și unul din scenariile restabilirii Imperiului Sovietic, Rus-Sovietic, cum doriți să-l numiți. Dar dacă noi avem o guvernare după alegerile parlamentare pro-rusă, noi practic vom deveni o enclavă. Pentru că atitudinea Ucrainei față de noi imediat se va schimba. Evident. Mulți din cei care promit și cei care îi ascultă pe cei care promit și promit că relații sau restabilirile relațiilor tradiționale cu Federația Rusă, gaze naturale mai ieftine, piață de desfacere a produselor noastre, unii nu ne vor pune condiții. Ce trebuie să spun întrebarea, dar stați o leacă, cum aceste produse vor ajunge în... Din păcate, oamenii nu-și pun întrebarea. Pentru că Ucraina ne va bloca tot. Totul va fi blocat. Deci, bine, chiar și în situația actuală. Da? Noi avem agenți care vor să comercializeze mierile, pentru că nu, cum răspund standardelor Uniunii Europene, să le comercializeze pe teritoriul Federației Rusie. Dar, din cauza războiului, tu nu poți să aduci atât de repede marfa ta. Deci, oamenii fac abstracții, nu știu de ce, de acest factor extraordinar, care se numește războiul, ei la început, prima jumătate a anului 22, mai înțelegeau, dar pe urmă au început, deci eu și revin, iată, crearea acestui spațiu, totul e bine, mersi. Gata, unde e războiul? Dar ce avem noi cu războiul? Exact. Iată, asta e o frază pe care desigur au... Chestiunile dintre ruși și ucraineni. Da, da, ce avem noi cu asta? Și, da, ne punem întrebarea, cum va ajunge printr-un tunel subteran? Așa ceva nu e posibil. Regiunea Transnistreană, spre exemplu, acum este blocată, dar regiunea transnistreană funcționează sau se menține cât de cât și economie datorită bunăvoinței Chișinăului, trebuie să spunem. Pentru așa că dacă e? Noi am fi vrut, da, există această dependență de energie electrică din regiunea transnistreană, mai ieftină sau la un preț mai convenabil, însă noi liber putem să închidem... Da, să înțelegeți, ea aparent e mai ieftină. E aparent, pare că e mai ieftină. Da, okay, pentru că gazul care se duce, ăsta pe care noi îl plătim, dar transnistrienii nu-l plătesc. Dar regiunea transnistriană acum funcționează datorită bunăvoinței Chișinăului. Pentru că Chișinău întotdeauna a tratat raioanele din strânga Nistrului ca parte componentă a Republicii Moldova. Cei care se consideră că nu sunt moldoveni politici, adică nu sunt partea națiunii noastre, dar oricum, Chișinău întotdeauna i-a tratat ca concetățenii noștri. Și cetățenie, și documentele. Și nu-și poate permite, pentru că noi totuși, cu toate mitehnele noastre, dar ne-am declarat, suntem stat de drept. În Constituția Republicii Moldova. Dar în cazul dacă vom avea o guvernare gen filorusă oligarhică, că cam așa, cum spre în Rusia s-au adunat căile cam atâți oligarhii, chiar dacă unii din ei nu s-au aflat teritoriul Federației Ruse, și acționează împreună cu Kremlinul să schimbe actuala guvernare pro-europeană și pe actualul președinte. Ok, dacă... Până la urmă vin aceste forțe geopolitico pro-rusă oligarhice, noi imediat vom fi închiși. Nimeni nu va vrea să aibă de-a face cu noi, Ucraina ne va trata ca dușman, se va schimba și atitudinea României, dar România va menține în continuare legături legate pe filiera cetățenilor. Cultural, dar la nivel politic vor apărea probleme și atunci ce ne facem noi? Nu vom putea exporta în Federația Rusă, nici chiar același gaz natural nu poate să ajungă la noi. Deci, din păcate, cetățenii care stau pe aceste poziții, ei interpretează foarte simplu situația. Ei zic, zicem așa, vine, da, noi trăim bine și cu Rusia, vine Rusul, zicem,
Dar noi continuăm mai departe viața pe care am adus-o până acum. Luăm pașaportul nostru biometric și mișunăm prin toată Europa. Același pașaport biometric liber poate să dispară peste noapte. Dacă Uniunea Europeană va considera că ceea ce se întâmplă la Chișinău este un guvern antidemocratic. Neapărat vor fi măsuri, contramăsuri, să le spun. Haideți să privim ce se întâmplă în raport cu George. Exact. Iată, poftim. Poftim. Ei, vedeți, georgienii au această frontieră terestră nemijlocit cu Federația de Rus și asta, într-adevăr, este un factor foarte serios și la momentul actual destabilizator a Georgiei, parcursul ei democratic. Dar de fiecare dată trebuie să ne întrebăm ce. Noi considerăm că va fi totul așa cum era și gazul o să fie, dar nu că ieftin. Nu știu dacă ați observat, deci, exponenții lui Șor, deci nu le dăm numărul că sunt foarte mulți. Dar mai nou ne construiește centrale atomice. Așa, centrale atomice, nu știu de unde din pod cad, gazul va fi gratis. Chiar gratis, nu că ieftin, dar gratis. Unii candidați care sunt susținuți de Șor apar bani, ce înseamnă dreptul la liberă exprimare și la democrație. Da, iată ce înseamnă democrație. Banere în centrul Chișinăului, pe Piața Mare Adunării Naționale, unde candidata zice că va stinge toate microfinanțările. Eu pun întrebarea ce din propriul buzunar, dar eu trebuie înseamnă că noi cu dumneavoastră trebuie repejor să ne ducem și să luăm credite și să ne ducem cu dânsul la Șor, na, achetele. Bun. Și ca să terminăm cu subiectul acesta, dacă am vorbit despre ingerențele Federației Ruse, trebuie să spunem cum ne susține Uniunea Europeană și mai nou, recent, câteva zile în urmă, miercuri, Parlamentul European a condamnat ingerența Rusiei în alegerile din Republica Moldova și se spune, sau sintetizând această rezoluție, deputații Parlamentului European denunță mită electorală operațiunile cibernetice și războiul informațional a Federației Ruse în Republica Moldova. Rusia trebuie să respecte independența Republicii Moldova și să înceteze destabilizările și să-și retragă forțele armate. Și a treilea punct principal, că Parlamentul European, Uniunea Europeană, sprijină ferm aderarea europeană a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deci sunt niște răspunsuri la toate dezinformări. Ne ajută cumva practic, să spun, sau sunt niște declarații politice doar? Se sunt declarații politice care sunt susținute de o serie de vizite care vin în Republica Moldova. Deci nu ne va ajunge timpul să enumerăm. Vizita de joi a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Da. Deci ea, practic, imediat după adoptarea deciziei de către Parlamentul European. Deci este foarte importantă, susținerea politică este foarte importantă, dar ea este continuată și prin sprijin, foarte bun sprijin material. Aici ne aducem aminte la începutul războiului. A fost în Republica Moldova în vizită secretarul general american Antony Blinken. În drum spre Kiev, trebuie să spunem. Și doamna președinte Maia Sandu a cerut susținere la două aspecte foarte importante. Refugiață, că atunci eram criza refugiaților, trebuiau de gestionat. Noi, după cele mai bune estimări... Mă scuzați, dar foarte, foarte bine s-a organizat societatea civilă, societatea, cetățeanul de rând în Republica Moldova. Atunci, în prima perioadă, s-au organizat extraordinar și iată acum se discută, dacă ați observat, că premiul... cetățenii Moldovei merită o atitudine deosebită față de comportamentul său în perioada atunci, respectivă. Într-adevăr, comportamentul a fost unul extraordinar.
Dar am avut campanii denigratoare la adresa refugiaților, pentru că anume se dorea din a scădea această solidaritate față de ucraineni. Dar ca să revin la vizita lui Blinken, și al doilea aspect a fost legat de susținerea energetică a Republicii Moldova de către SUA. Ca ulterior, relativ recent, când același Blinken a venit din nou în Republica Moldova, ca să fie anunțată o sumă foarte impunătoare, de vreo câteva, 300 de milioane, nu mă țin minte exact suma, pe care SUA l-a dat Republicii Moldova pentru domeniul energetic, dintre care 75 de milioane au mers direct pentru compensații care se plătea contribuabilului de rând. Timp de doi, ușor țipă caduc, s-o plătesc credite, dar aici, clar, acele compensații pe care noi le-am avut la facturi au fost o bună parte și din banii americani. Iată, vreau să vă zic că majoritatea, totuși noi păstrăm facturile astea și din curiozitate, când deja vă plictisiți, haideți să luăm și ridicăm ultimii doi ani, de când s-a început războiul și în Ucraina, compensațiile cum erau introduse în anul 22, în facturi anul 23 și să vedem aici fiecare familie în parte poate vedea cum cât a fost suma prin care a fost compensată. Asta sunt banii care trebuiau să-i plătească fiecare din buzunarul său. Dar ei, iată, și fiecare familie, și astea sunt sume impunătoare. Într-adevăr, iată, ăsta a fost un ajutor extraordinar. Dar drumurile? Exact. Noi vorbeam de acel ajutor a Uniunii Europene acordat Republicii Moldova și, într-adevăr, vedem că nu este doar la nivelul declarațiilor politice. Dar acum vreau să discutăm... Deși, mă scuzați, iată, încă ori, de asta ați observat, a fost un briefing când Orban, și cum a fost blamat zilele astea în structură, o conferință de presă la care prezenta, ei doar au fost prezidat structurile Uniunii Europene. Deci, această atitudine și aprecierea politică, ea contează. Ea contează pentru că ea creează climatul, creează terenul pe care deja vin și ajutoarele financiare și anumite proiecte concrete, infrastructură, școli, dezvoltare și așa mai departe. Da, pentru că la nivelul Uniunii Europene avem două aspecte când se iau deciziile. Este aspectul tehnic, tu trebuie să corespunzi anumitor criterii, dar totodată este, cum a spus dumneavoastră, climatul politic sau decizia politică. Tu poți fi gata din punct de vedere tehnic, dar dacă la nivelul politic cineva se opune, nu a fost luată decizia. Situația României sau Bulgariei cu Schengenul este clar că nu e o problemă de aspect tehnic, e o problemă legată de aspectele politice. Da, da, așa. Dar vreau să discutăm în a doua parte a emisiunii despre principalele evenimente internaționale. La moment, desigur, ne interesează războiul din Ucraina. Avem anumite evoluții acolo. Evoluțiile pe linia frontului nu sunt cele mai încurajatoare, trebuie să spunem, pentru armata ucraineană. Acel oraș strategic foarte important, Hukletar, a fost cedrat, armata ucraineană s-a retras, dar, în contrast, ceea ce avem, sau ceea ce ne se anunță de pe linia frontului, președintele Zelenski, Volodymyr Zelenski, președintele ucrainean, la un summit Ucraina Europa de Sud-Est în Croația a declarat că în următoarele luni vor fi create condițiile pentru o pace justă pentru Ucraina începutul cu anul 2025. Cum credeți? Apar primele semnale că în sfârșit, în anul 2025 am putea să avem o pace sau cel puțin un acord de încetare a ostilităților militare? Cum evaluează procesul politic și în primul rând în Federația Rusă, mare optimism de pace echitabilă pentru Ucraina, eu nu văd aceste semnale.
Deci, doar că dacă se va găsi acel mecanism ca Putin să fie impus la pace, și acest lucru serios îl poate face doar China. Serios. Da. China, practic, a fost cea care a susținut Rusia în momentele complicate ale războiului. Și totodată China, așa, discret, dar evident, alimentează Federația Rusă, îl alimentează pe Putin ca acesta să continue, îl susține să continue războiul. De fapt, în așa mod, China luptă cu SUA, luptă cu lumea occidentală. Pentru că el își dorește că cât mai mult SUA, Uniunea Europeană, să-și focalizeze atenția anume pe problema ucraineană, criza ucraineană. Că ei să primească mai multe manevre de acțiuni la nivel internațional, în a-și promova propriile interese, desigur, în mod special interesele economice. Da, deci interesele economice la momentul actual pentru China sunt pe prim plan, pentru că ei după pandemie așa și nu reușesc să stabilizeze economia, și dacă cealaltă lume occidentală, democratică, totuși este creștere economică, în unele state mai bine, în altele mai rău, dar totuși este, procesul este ascendent. China nu. China are mari probleme economice. Și evident că ea este interesată în crearea condițiilor ca vecinul său din nord să slăbească cât mai tare și să-i devină, de fapt, și așa s-a întâmplat. Într-o anumită măsură vasal. Da, este, da, Rusia s-a transformat într-un vasal clasic al Chinei. Pe de altă parte, ce ar putea să-l... Deci, dacă să vorbim, deci, revenim, da, pacea echitabilă pentru Ucraina poate apărea în situația când un factor foarte serios îl convinge pe Putin să facă lucrul ăsta, și la momentul actual eu văd că asta e China. Altceva, un armistițiu sau o perioadă de încetare a focului, pentru că Ucraina luptă pentru toți, deci luptă și pentru noi, inclusiv pentru păstrarea integrității noastre și democrației noastre și pentru Europa, dar ea pierde vieți umane, și dacă dumneavoastră ați observat, iată, când ați zis că s-au retras din Uhledar, deci resursele demografice ucrainene sunt mult mai restrânse decât cele ale Federației Ruse, pe de o parte. Pe de altă parte, valoarea vieții umane în Ucraina, deși toți suntem foste republici unionale, dar valoarea vieții umane în Ucraina este net superioară tratării vieții umane în Federația Rusă. Așa, aici este clasic acea explicația lui Putin vreun an, un an și ceva în urmă, când au început acele mobilizări. Și el a spus, totuși, decât să mori cineva pentru localitatea asta, de asta din Rusia, uitată de lume, și să mori de beție, mai degrabă mori pe război, și în război ca erou, și îți faci datorie. Nu, da, aici se vede clar. Da, ți oferă din nou așa un fel de compensare morală, că adică iată, tu ai devenit erou. Dar în același timp... Exact ce spuneți dumneavoastră. Dar nu-i doar asta. Comparăm recompensele și pentru cei care se înrolau în Armata Federației Ruse în 22 și sumele din 24. Ele s-au dublat, dar în unele regiuni s-au triplat. Așa că recompensa morală este acoperită și foarte... Din nou, practic, este aceeași schemă. Sunt pături vulnerabile, marginalii, dar asta e un segment foarte mare din populația Federației Ruse, care, pe seama războiului,
își soluționează problemele financiare. Ei nu munceau, ei nu aveau locuri de muncă sau munceau la o muncă necalificată cu niște salarii foarte joase, dar acum ei obțin niște sume exorbitante, deși, ca să le obții pe urmă, e foarte greu. Bine, că ei, aceste persoane, nu neapărat o duc bine cu moralitate, dacă pot spune așa. Și cu moralitate, dar dumneavoastră înțelegeți și atât de ce e și această luptă susținere. Este, din păcate, este susținerea liniei lui Putin, pentru că ei sunt interesați material în chestia asta. Este un segment foarte mare. Ca să revenim la pace, avem pozițiile părților. Și revenim, da? Deci, nu zădar, uitați-vă ultimul timp, cum acționează Ucraina. Ea permanent a găsit și Rusia în privința asta a devenit foarte vulnerabilă. Ea distruge stocurile de combustibil, ea a găsit modalitatea de a bombarda depozitele de muniții. Noi săptămână să nu, logistic, să nu fie ceva în privința lovește asta. Logistic. Și aceste ținte creează condiții pentru o altă abordare și posibil anume acest lucru și îl are în considerație președintele ucrainean Zelenski când zice, deci sonorizează data asta, anul ăsta 2025. Ca și o perioadă de revizuire. Aici avem pozițiile părților care, cel puțin dacă facem așa o legătură logică, cumva nu înțelegem cum am putea să ajungem la apropierea pozițiilor. Pe o parte, care este condiția Federației Rusă? Recunoașterea anexării Crimeei, a tuturor teritoriilor cucerite, Dar a hotarilor administrative acestor regiuni. Da, deci luăm două regiuni, Zaporijie și Herson. Deci acolo nu toată regiunea este sub controlul Federației Rusiei. Nici Donetsk nu este. Ei vorbesc despre hotarele administrative acestor regiuni, inclusiv teritoriile necucerite. În plus că Ucraina nu va intra în NATO. Ucraina, la rândul ei, spune că o pace va putea fi negociată doar după ce Rusia își va retrage, da, armata sa de pe toate teritoriile, inclusiv și Crimeea, peninsula Crimeei. Și aici este întrebarea. Deocamdată nu vedem niciun fel de premiză ca poziția părților cumva să se apropie. Da, și aici apare, dumneavoastră ați pronunțat cuvântul cheie, NATO. Care va fi mesaj, Ucraina continuă mai departe să fie în așteptarea unui mesaj clar că ea devine membră a NATO. Și îmi face mie impresia că în situația asta, pe cât de dureros n-ar suna acest lucru, dar dacă vine un asemenea mesaj, aici pot fi revizuite și chestiile astea teritoriale. Nu exclud acest lucru. Dumneavoastră aveți în vedere, dacă Ucraina este primită în NATO și Federația Rusă acceptă acest lucru, atunci Federația Rusă ar putea să primească în schimb, nu că recunoaștere, dar acceptul că acele teritorii ocupate vor rămâne sub controlul ei. Poate nu tot. Deci aici deja sunt detalii ale negocierilor. Deja avem 3-4 minute, un moment foarte important aici. Alegerile în SUA, factorul Trump, mai exact. Asta e un factor... Poate el să influențeze, dacă va câștiga, desigur, Donald Trump, un nou mandat la Casa Albă, poate el să influențeze evoluțiile situației din războiul din Ucraina? Poate. Pozitiv, negativ? Din păcate, negativ. Deși, nu putem exclude factorul imprevizibilității acestui personaj.
Da, acest personaj, anume, el a început disputa economică cu China. Mulțumite de acest lucru. Da, da. Statele Unitele Americii era practic să începuse războiul economic dintre SUA și China. Așa că, și haideți să nu uităm, totuși, Statele Unitele Americii este o democrație și procesul decizional nu este concentrat doar în mâinile președintelui, deși e republică prezidențială, mai sunt și alte ramuri ale puterii de stat. Așa că, dar alegerile din Statele Unitele Americii, evident că ele sunt acum acel factor care ține în suspansă pe mulți. Pe mulți îi ține în suspansă. Și știți, iată, noi cu dumneavoastră am discutat, dar ultimul timp, puteți să vedeți ce se face în Orientul Mijlociu. Războiul dintre statul Israel pentru democrație în regiune și pentru păstrarea suveranității sale. E liniște, dar mie personal liniște, nu prea îmi place, între China și Taiwan. Să aștept. Iată, acolo este un punct foarte vulnerabil și asta. În Orientul apropiat și mijlociu, situația este foarte complicată. Eu sunt sigur că mai devreme ori mai târziu, între Ucraina și Rusia, se va ajunge la o pace. Și după o anumită perioadă, nu mai știu, peste cât, 10-20 de ani, aceste popoare vor reveni la o relație normală. Sunteți foarte optimist. 10-20... Poate mai mult. Dar oricum acolo cumva nodul nu este atât de complicat cum este în Orientul apropiat și mijlociu. Această problemă există de peste 100 de ani dintre relația dintre poporul evreu și populația arabă, cu toate că știm foarte bine că sunt popoare înrudite dacă ne ducem la origine geneticilor. Și eu nu cred că Israelul cu această operațiune a lor va soluționa problemele de acolo. Și în toată această exact ca și problema chineză cu Taiwan. Da. Sunt foarte mulți factori și noi acum toți asistăm și suntem și actori și implicați într-o perioadă extrem de turbulentă. Doamna Kolatsky, aici ne oprim. Ne oprim că există foarte mulți factori, ceea ce a spus dumneavoastră. Asta e prilej motiv să mai veniți la alte emisiuni. La Euroatlantica, vă mulțumim frumos. Atât a fost pentru astăzi. Vă dăm o nouă întâlnire săptămâna viitoare la Euroatlantica.